Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și de data aceasta despre stupoarea ce a cuprins Casa Iubirii. Stupoare mare în casă în momentul anunțului că Mihaela este favorita publicului. Cu siguranță, nimeni nu se aștepta ca tocmai ea să fie favorită, pentru că mulți din casă au crezut-o ca una dintre cele mai slabe și cu siguranță nu înțeleg absolut deloc cum de tocmai ea a ajuns să câștige cecul săptămânal. Sub zâmbetele pline de candoare, aplauze frenetice, cu siguranță sunt unii care s-au simțit dezamăgiți după ce au muncit atâta la bunul mers al acestui show. Bine, asta cred ei, că au făcut totul perfect. De altfel, de atâta bucurie ce au avut unii sau unele, nici măcar nu s-a dat cadru pe ei sau ele. Părerea mea este că cecul a ajuns la ea din două motive în principal. Primul și care a atârnat greu a fost apropierea ei de Robert. Ea nu a ajuns dintr-o dată pe primul loc. A durat ceva timp, dar puțin câte puțin, toate acele declarații făcute că îl îndrăgește au ajutat-o să ajungă unde poate după prima săptămână nici nu visa. Al doilea motiv este ajutorul dat de ceilalți din casă prin ridicarea ei în slăvi vis-a-vis de dorința ei de apropiere de Robert. Indiferent că ea făcea ceva bine sau mai puțin bine, din cauza antipatiei lor față de Robert, întotdeauna ea avea dreptate, iar Robert greșea îngrozitor. Așa că cei din casă nu ar trebui să fie uluiți, pentru că ceea ce au făcut ei vis-a-vis de Mihaela s-ar traduce prin semen vânt, culegi furtună sau pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Deoarece, crezând că așa îl vor îndepărta pe Robert de cec, iată că s-au trezit că au apropiat pe altcineva. Ce vor face ei de acum? Îi vor mai ține partea la fel de mult cum au făcut-o până acum? Sau vor începe și cu acuze la adresa ei? Eu zic că se vor înmulți criticele și la adresa ei pentru a o trage în jos. Nu știu dacă chiar imediat, dar cu siguranță ușor-ușor se vor înmulți atacurile. Cam atât momentan, până mâine dimineață, vă doresc o seară minunată!